suntem împreună cu domnul Tătăran, președintele Asociației Producătorilor din Maramureș și, în cazul de față, este complicele nostru în realizarea unui material despre încercările maramureșenilor de a aduce, de a readuce acasă rasa de mangalița, o rasă care a fost crescută aici și care, la un moment dat, asta e, n-a mai fost. Domnul Tătăran, vă felicităm pentru încercarea aceasta de reimplementare a acestei rase, de aducerea ei acasă, dar de unde ideea? Vă mulțumesc, domnul Roșanu. Eu vreau să vă spun, eu consider că rasa mangalița face parte din, atât din patrimoniul național, cât și din zestea satului românesc. Eu am crescut, v-am spus, cu mangalița, tata iertat m-a învățat să tai porci pe mangalița și mi-e tare dragă rasa asta. Cu atât mai mult cu cât are niște calități curative extraordinare, având acest graș nesaturat, la fel ca și grăsimea de somon și uleiul de măsline. Bun, deci aveți amintiri, sunteți subiectiv? Sunt subiectiv, eu sunt un tradiționalist prin fire și sunt și subiectiv. Consider că nu este dăunătoare această subiectivitate. Corect. Însă, înainte de toate, calitățile pe care le au acești porci vă ajută, susțin cele spuse de dumneavoastră. Absolut. Deci, în susținerea mea aduc niște argumente. Adică, porcul mangalița este foarte ușor de crescut, pentru că nu are nevoie de un spațiu de cazare extraordinar de bine dotat, iar mâncarea, la fel, mănâncă orice resturi din gospodărie, el le valorifică superior, iar dacă cineva este fericit și are în apropiere o pădure de stejar sau de fag, e foarte bine, pentru că mănâncă jir și ghindă și se îngrașă foarte bine după astfel de fructe. Puteți spune că e un porc al coldușului, al omului sărac? Deci e porcul coldușului, pentru că se poate crește cu minciuni. Adică îl mai păcăleștia, dar ce și nu știu ce. În cât timp ajung la greutatea asta optimă pentru procesat? Fiind are o tehnologie separată, el trebuie să alege foarte mult, adică să umble foarte mult, să aibă spațiu și mănâncă mâncare mai puțin rugată în proteină, ajunge cam la un an jumate, doi ani, ajunge la greutatea de tăiere și atunci are cam 180-200 de kilograme. Ce are el în plus față de celelalte rase, de bazna, de marele alb? Față de marele alb, de landras și de rasele sau hibrize care se cresc în momentul de față, are acest graș nesaturat care ajung până la 70%. La porcii din sistem industrial care se cresc, raportul este invers, adică 30% acest graș nesaturat și 70% acest graș saturat, acei care sunt nocivi pentru sănătatea omului. Vreau să vă întreb, de ce credeți că la un moment dat s-a renunțat în România, anii 70, la creșterea acestei rase? Eu zic că s-a renunțat din ignoranță, pentru că nu știau oamenii despre aceste calități curative ale grăsimii de mangalița și au venit rasele landras și marele alb, care sigur aveau raportul grăsime-carne mult în favoarea cărnii, viteza de creștere mai mare și prolificitatea mai mare. Și atunci, ca noi la românul, mult și de calitate îndoielnică, nu? În general, în procesul de ameliorare atât la plante cât și la animale nu se urmărește neapărat calitatea, cât cantitatea. Și se pierde, să știți, vedeți, tocmai de aceea și la fructe, dacă mâncăm un Ionatan de la vechi sau bistrițeanu, prună bistrițeană, îl mui mult mai aromată și mai bună decât soiurile astea mai evoluate. Tocmai de aceea zic eu că trebuie să aducem, să revenim la mangalița și la bazna, care sigur provine tot din încrucișarea lui mangalița cu bercul englezesc, pentru a oferi o alternativă consumatorilor de a mânca această carne cu usușurile despre care povesteam. Avem aici un exemplar de toată frumusețea și pe lângă ei nepoții lui, nu? Da, copii și nepoții, sigur că da. Bun. De unde îi aduceți? Am avut mare noroc că la stațiunea de cercetări din Turda s-a menținut un nucleu de mangalița și bazna și de acolo am început să aducem, mi-am mulțit și noi. Deja de 5 ani lucrăm cu stațiunea din Turda și aducem și răspândim prin județ. Bun, prin județ, în cadrul asociației, în momentul de față, câți membri au achesat la această idee, câți oameni cresc în momentul de față această rasă? Eu zic că cel puțin 150 de persoane din județul Maramureș au rasa mangalița, dar din păcate majoritatea cresc doar pentru dumnealor, nu fac prăsiră, deci nu mulțesc porcii, doar țin 2-3 porci pe care îi taie pentru nevoile personale. Este un început ezitant.
Absolut, este un început și eu zic că cu cât vom reuși noi să convingem atât pe fermieri că e ușor de ținut porcul, cât și pentru consumator că e foarte bună carnea, cu atât succesul va fi mai aproape. Este un avantaj pentru dumneavoastră că aveți și propria fabrică de procesare de produse tradiționale atunci când vă apucați să creșteți această rasă? Absolut, deci e foarte important ca noi să și pregătim porcul mangaliț, așa cum am învățat de la părinții noștri, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, noi facem produse tradiționale și ecologice. Această microfermă este certificată ecologic de 3 ani și marfa care este de aici este ecologică. Ecologică în prima etapă, o duceți dincolo și tot tradițional faceți și restul de produse. Absolut, deci toate produsele sunt circuit închis. Deci toate produsele sunt făcute sistem tradițional, fie că este materia primă din convențional sau din ecologic. Bun. Ce înseamnă să faci mai puțin și de mai bună calitate în detrimentul cantității și unei calități mai... Noi oferim o alternativă pentru consumatori cu produsele tradiționale și ecologice, pentru că peste toată lumea se întâmplă acest lucru. Este o nișă mai îngustă de piață pentru produsele tradiționale și ecologice, dar e obligatoriu să oferim consumatorilor și această alternativă. Bun. De ce credeți că Ungaria a reușit să conserve această rasă, ajungând unul dintre cei mai mari crescători din Europa? Ungurii au început imediat după spargerea blocului comunist să crească această rasă. Eu zic că poate și de faptul că sunt mai aproape de Occident, sunt mai inventivi, poate și mai, nu știu ce să spun eu, mai harnici decât noi, nu știu ce să zic. Dar important e că și noi ne-am luat după ei și nu ne lăsăm. Cât de repede sperăm să ajungem. Ultimele măsuri luate de Ministerul Agriculturii au darul de a vă încuraja sau de a-i descuraja pe producători, pe agricultori? Măsurile de impozitare vă referiți probabil. Eu zic că sunt niște măsuri bune dacă sunt luate cu cap, adică consider că toată lumea trebuie să contribuie la constituirea bugetului statului, pentru că toți întindem mâna după subvenții și asta este și filozofia noastră a membrilor asociației, că toți trebuie să contribuim la bugetul statului, dar trebuie foarte judicios gândite aceste lucruri, încât să stimulăm pe producător, nu să-l omorâm. Hai să vedem cum arată și ceilalți porci. Văd că i-ați pus în boxe în funcție de greutate, de vârstă. Ăștia, vedeți, dumneavoastră, stăți frați. În 10 porcei am eu performanță, pentru că mangalița are prolificitatea micuță. Deci să înțelegi 10 porcei mangalița e mare performanță. Dar vedeți, dumneavoastră, sunt ca și ulcelele. Unul după celălalt nu sunt la fel ca și greutate și ca și vânături. Ăștia toți sunt frați. Toți sunt frați, dar așa sunt, crezi că aia din Africa sunt africani? Nu sunt africani, rasa mangalița provine din Serbia. Acum, circa 200 de ani, au venit și la noi în țară, și în Ungaria, și prin Ucraina, mai sunt până anii 70, când ne-am cam debarasat de ei, din păcate. Noi sperăm că să fie un început bun și să cât de repede să putem, nu numai să satisfacem necesarul intern de carne de mangalița și de specialități din mangalița, dar să scoatem și afară, pentru că, domnul Roșianu, noi încă nu exploatăm nici 10% din potențialul agriculturii românești, nici măcar 10%. Și cărui fapt se datorează asta? E românul puturos? Care e problema? Nu știu dacă e puturos. Trebuie împins de la spate românul. Românul a fost învățat să-i dea oricine, cineva să-l împingă de la spate. Ori fiecare dintre noi trebuie să vedem ce putem face în domeniul în care ne găsim, în locul în care ne găsim, pentru că atâtea sunt de făcut de noi adevărat. Atâta pământ este nelucrat. Uitați-vă la noi, dacă te duci să cauți o covată de lemn, nu găsești în Maramureș un cățân de lemn. Și sunt rătite, sunt ăsta. Nu găsești coșerci de nuiale. Trebuie să aduc din Ungurime când facem cadouri de Paști. Coșercile alea din Ungurime, de prin Harghita, prin Covazna le aducem. Ori și la noi sunt nuiale. Dar trebuie să ne gândim să-i punem pe oameni. S-au șmecherit ăștia de Maramureș? Nu știu dacă s-au șmecherit. Pierd tradițiile? Domnul Roșianu, mie nici nu-mi place să mă gândesc că se pierde tradiția sau că se pierde satul românesc. Eu când aud poate cine că va dispare satul românesc și țara nu dispare. Nu dispare, dar nici bine nu duce. Nu. Nu merge lângă o casă tradițională veche de lemn cu șindrilă să pui inox, cum fac mai nou, și la o casă de aia de 200 de ani să pui termopan. No. Așa este, domnul Roșianu, să știți că cel care o face, poate o face din ignoranță, din neștiință, dar ar trebui la nivel de fiecare comună să existe
iau câte un inginer sau arhitect ce au ei acolo, să există niște proiecte de case și să spune, vrei să faci casă, ai, o faci numai așa. Ai 5 posibilități sau 10 sau câte ori fi, dar toate să fie după tradiția zonei respective. Nu... Haideți să ne spuneți aici ce avem și care este diferența între rasele aici pe care le avem aici. Aici sunt niște metiși dintre Marele Alb, Duroc și chiar și Mangalița, pentru că am mai băgat Mangalița și pe scroafele de Duroc și de Marele Alb în încercarea de a repede să îi putem mulți să îi... Acest experiment, acest hibrid îi faceți dumneavoastră în cadrul acestei crescătorii? Da, 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 sigur că da, sigur. Am mulțit acel la noi. Ce avem aici, domnul Tătără? Aici avem niște scrofițe din rasa Bazna. Aceasta este o rasă creată la noi în România, în zona, în județul Sibiu, în zona localității Bazna. Acum, până la 1800 și ceva, un șef de gară a dus un vier Berk din Anglia și l-a încrucișat cu scroafe Mangalița. Adică l-a căsătorit un pic, așa. Da, 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 da. Și până în 1948 a fost declarată rasă de sine sătătoare Bazna. Este, are aceeași calități carnea și grăsimea, dar are niște calități în plus, adică în sensul că fată mai mulți purcei, are viteza de creștere mai mare și, vedeți, și porcul mai alungit corpul și raportul de carne e mai mare. Și englezii ați văzut că s-au mișcat mai repede, așa, au invadat lumea mai repede, așa și ăștia, fac mai mulți purcei să invadeze lumea mai repede, nu? Da, 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 da. Da, e un lucru bun pentru că și ăsta e, se numea pe vremuri, porcul negru cu ștergul albă. Dacă vă aduceți aminte, eu încă n-am mai prins în zona Lăpușului până anii 80 și ceva, era legat cu lanț pe marginea șanțului și pe ăștia, în satele din zona Lăpușului. Hai să vedem, oameni buni, cum arată niște exemplare pregătite pentru procesare, adică acolo unde o să mergem noi să vedem cum se fac produsele tradiționale din aceste rase de porci pe care le-ați văzut aici. Arată, oameni buni, câteva exemplare pregătite pentru procesare, acolo unde să mergem noi să ne arate domnul Tătăran la propriu cum se face. În cât timp au ajuns la greutatea asta? Cam într-un an jumate, doi ani, cam așa ajung la 180, 200, 250 de kg fiecare, cum mănâncă. În alimentația lor nu există nimic chimic, nimic? Nimic chimic, nimic proteină, nimic. Deci doar din... Adică este proteină care are, o conține porumbul, grâu, sau, dar nu proteină animală sau altceva. Deci nu vorbim de o creștere forțată. Nu vorbim de o creștere forțată, vorbim de o creștere naturală, sistem extensiv, așa se numește, pentru că porcul trebuie să se matureze în timpul, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, cum i-a dat zilele pe care le trebuie. Pentru, în caz contrar, dacă este forțat, nu este țesutul maturat, este plin de toxine carne. Deci, mai mult, sunt porci crescuți natural, bio, produsele care ies nu pot fi decât la fel. Hai să vedem cum se fac. Oameni buni, așa arată slănina la un porc care are 2 ani, o Mangalița de 2 ani, nu? Da. Să știți că pe vremuri când tăiam porcul, veneau de două ori vecinii. Prima dată să ne ajute să înjunghem porcul și a doua oară... Era mare, trebuia ținut. Așa, și a doua oară să vadă cât e de groasă clănina când îl grăpam în două. Și cu atât era mai mare gază, cât era mai groasă slănina, pentru că zicea că ținem porc de clisă. Clisa era de la 1 ianuarie până în 31 decembrie, tot timpul trebuia să o ai, că mereu la sapă, mereu la coasă, era hrana de bază țăranului. Și asta, probabil și acum ar fi mai bine să fie decât un parizer cu nu știu ce băgat în ele. Bun, acum
Aici. Din asta ce scoateți, domnul Tătăr? Din asta, asta este sfertul din spate, este jambonul, este cu parte de cotlet, cu os garf. Din asta facem jambon. Acum, vreau să vă spun ceva, domnul Roșanu, la ce vreau să lucrăm noi, românii, ca să ajungem și noi pe ceilalți de afară, din ungurii sau francezii. Vedeți, dumneavoastră, cât e de groasă stănina și pe șoldul dinapoi. Asta datorită faptului că mănâncă mălai. Și poate nu aleargă suficient. Va trebui să facem de așa natură tehnologia, încât porcul să alerge foarte mult, să pască foarte mult, iar când îi dăm cereale, să-i dăm grâu, triticale și orz. Mai puțin porumb. Să nu facă atât de gros. Pentru că prosciutto și toate seranul care fac ăsta spanioli, e slăina foarte subțire. Deci toată lumea evită slăină, dar vrea cât de multă carne. Și atunci, tocmai asta am discutat cu colegii, haideți să vedem, să mergem pe sistemul extensiv cu porcul manganița, să-i dăm, nu porumb, să-i dăm mai mult grâu, orz și triticare, așa cum vă spuneam, ca să facă mai multă carne și mai puțină grăsime. Dar are posibilitatea în plină criză românul să respecte toate astea? Sigur că da, pentru că, până la urmă, și triticarele îl obții așa cum obții porumbul. Faci o tehnologie chiar mai simplă la triticare decât la porumb. Doar trebuie să știm. Vedeți că tocmai asta e și motivul pentru care tot timpul încercăm să învățăm, facem simpozioane, aducem cercetători, profesori universitari, ca să ne spună. Pentru că nimeni nu s-a născut învățat și toată lumea trebuie să învețe tot timpul cât trăiește. Vreau să vă întreb, din 200 de kilograme dintr-un porc pe viu, câtă carne vă rămâne? Păi, din carne macră, nu știu dacă rămâne vreo 40 de kg. Restul ca produse? Restul ca produse îi vorbesc 40 de kilograme fără șoldurile dinapoi, că le rămân așa ca și șold. Restul rămâne coastea, rămâne stănina, rămâne osele garf, rămâne ciolanul, picioarele, capul din care se face tobă. Oameni buni, vreau să vă spun că domnul Tătăran împreună cu colegii domniei sale din asociație nu au descoperit roata, însă particularizează și aduc înapoi în casele românilor acele specialități cu care am crescut. Totul se folosește, ficatul porcilor se transformă în pate și în caldaboș se regăsește, avem pastă de carne, deci produse tradiționale deja testate și altele omologate ca produse eco, un lucru care dă garanție și dă speranță de sănătate, nu? Dumneavoastră, de cât timp consumați? Păi, produse tradiționale consum de când m-am născut, pentru că așa a fost treaba, că tata... Și iată ce mare a crescut, vedeți? Am încercat și încercăm cu familia să evităm produsele care conțin aditive alimentare. În general, nu numai produsele din carne, mă refer la toate produsele de orice natură. De mici am educat și pe copii și tot timpul evităm de a... Avem găini acolo la fermă, avem vaci, ați văzut dumneavoastră, avem porci, avem ouăle noastre, laptele nostru, porcii noștri, nu folosim din astea crescute în sistem industrial, care, sigur că, da, există posibilitatea să te îmbolnăvești dacă mănânci multă care din aceste animale. Vreau să vă întreb, se poate întoarce românul la pământ? Da, se poate întoarce românul la pământ și cred că este singura șansă a României de a scoate capul un picuț din această criză. Eu zic că, până la urmă, criza este în noi, nu este... Nimeni nu poate să ne scoate din criză decât noi ne putem scoate. Deci, celebra frază, prin noi înșine, sau celebra zicătoare, prin noi înșine, care a avut o liberare pe vremuri, eu cred că e mai valabil acum ca și oricând. Pentru că atâta timp cât mai avem pământ nelucrat, atâta timp când nu știm să punem valoare adăugată pe produsul primar și îl vindem ca atare altora, să facă ei produse prelucrate, dăm de exemplu ciupercile și pormânii le dau italienii ca și conservă de ciupercă. Deci și noi putem să facem, doar nu e așa de mare lucru. Dar trebuie, repet, noi suntem obligați, toți cei care sunt în conducere, la diferite instituții, unde sunt, trebuie să margă, să învețe pe oameni, să le spună ce au de făcut, cum e de făcut, să facem niște schimburi de experiență, să facem vizite afară, să vedem ce fac alții, să facem și noi ca și ei. Puterea exemplului pozitiv, nu? Absolut, absolut. Da. Totuși, săran român, parcă are nevoie să fie împins de la spate. Este adevărat ce vreau să vă spun, domnul Roșanu, un lucru care mă bucură foarte mult,
că avem și copii tinerii care au îmbrățișat această meserie a agriculturii și a prelucrării produselor tradiționale. Chiar în cadrul asociației avem foarte multe familii în care copiii care au făcut facultate de agronomie, de horticultură, sunt alături de părinți și eu zic că ăsta este un lucru pozitiv și este viitorul agriculturii românești. Iată, aceste proiecte europene, aceste programe naționale de întoarcere, de stimulare a tinerilor fermieri, încet, încet încep să dea roade, nu? Absolut, aceste programe sunt foarte binevenite și din ce în ce mai mulți le accesează și, așa cum spuneați dumneavoastră, se dau roade aceste programe. Suntem aici cu domnul Tătăran la locul faptei, unde din porcii frumoși pe care ați văzut dumneavoastră acolo, mai rămâne doar atât, săracii. Hai să ne spuneți, domnul Tătăran, acum pe rând, ce avem aici? Deci, acolo? Chiar în raftul de sus avem salamul crud uscat din vită și mangalița. În raftul de mai jos este salam crud uscat doar din carne de porc mangalița. Avem jambonul de porc mangalița, care este ținut 6 săptămâni în sare, pormă este afumat și uscat încă vreo 2-3 luni ca să iasă o mezeală din el și să aibă acel gust de prosciutto românesc. În spate avem niște cârnați de vită și sunt produsele crud uscate din cotlet și din ceafă de mangalița. Aici avem cârnațul de casă, cârnațul picant, mușculeț de mangalița crud uscat, la fel cotletul crud uscat. Aici avem costița afumată și ciolan afumat. Astea sunt doar câteva din produsele pe care le faceți dumneavoastră aici. De asemenea avem jambonul care este făcut în plasă, special făcut acum pentru sărbători, numai din pulpă de porc fără grăsime, fără os. Și tobă pe acolo, ați ascuns toba aia. Nu e aici toba, dar o avem dincolo. Câte produse faceți în total? Circa 25 de produse avem. Acum, în perioada de iarnă, folosim mai multe, pentru că sunt și toba și cartaboș. În perioada de caldă, nu mai facem toba și cartaboș, pentru că sunt mai perisabile. Toate fiind înregistrate ca produse tradiționale, da? Sunt atestate ca și produse tradiționale și sau certificate și ca și produse ecologice. Vreau să vă întreb, în câte localități distribuiți marfa acum? Pentru că asta poate fi și un etalon de recunoaștere, o formă de recunoaștere a calității produselor dumneavoastră. Da, deci noi desfacem produsele în Baia Mare. Pe piața Bucureștiului suntem de cel puțin 8 ani. De asemenea, suntem la Cluj prezenți, în Târgu Mureș și mai mergem prin supermarketuri, facem o caravană așa din două în două săptămâni la un hipermarket în marile orașe. Cum simțiți reacția oamenilor după ce descoperă aceste produse, revin, pentru că asta ar trebui să se răsfrângă în creșterea vânzărilor, nu? Da, deci produsele sunt foarte bine primite de către consumatorii. Ca dovadă sunt și cererile pe care le primim de multe ori să le trimitem. Am fost, spre exemplu, într-un oraș și ne sună, domnule, trimite-ne prin curieratul rapid 5 kg de cârnat sau nu știu ce, dacă nu mai vii pe aici. De asemenea, vreau să vă spun că suntem prezenți în marile restaurante din București și în magazinele de produse tradiționale și ecologice, unde sunt, de asemenea, foarte bine apreciate produsele noastre. Oameni buni, avem încă un exemplu viu că dacă dăm respect pământului, pământul ne dă tot ce trebuie și pentru noi, dar și pentru animalele pe care le creștem în gospodările noastre și nu numai.